Deși Astra Giurgiu are probleme serioase din punct de vedere financiar, Marius Șumudică și-a mobilizat extraordinar jucătorii care sunt pe primul loc în Liga 1 după 14 etape, având un avans de 4 puncte față de viitorul Steaua și Pandurii. Cu 16 goluri primite, mai multe chiar și decât Petrolul, care ocupă ultimul loc în Liga 1, Astra a făcut însă diferența pe plan ofensiv cu cele 25 de goluri marcate. Echipa antrenată de Marius Șumudică este de altfel singura care a marcat în toate cele 14 etape de până acum. Cu toate acestea, Marius Șumudică nu are motive de optimism. Prestanțele financiare pe care le-au deprimit jucătorii apasă tot mai mult, iar antrenorul giurgiuvenilor se teme să nu piardă jucători importanți. Cu toate acestea, dacă problemele financiare se vor rezolva, Șumudică spune că va fi foarte ușor ca Astra să își atingă obiectivul. Ne batem la titlu, nu pot să spun că iau titlul, dar cu siguranță dacă lucrurile se rezolvă cu banii, nu știu dacă să se rezolve la zi, să se mai dea ceva din banii respectivi și cred că se vor face eforturi să se dea, eu spun că îmi voi atinge obiectivul într-un picior, să termin între primii, a declarat antrenorul Astrei.